Bună ziua, acesta este un unboxing pentru cântarul de la Dibal G300. Haideți să vedem cu ce vine cutie. Are un manual de utilizare și un certificat de garanție ce atestă metrologarea acestea pe timp de un an de zile de la data cumpărării. Un taler. Un alimentator și cântare. Cântarul vine cu opțiunea de a avea o baterie ce permite funcționarea fără a fi legat la priză. Are o autonomie de 120 de ore. În cazul în care alegeți să optați pentru varianta fără baterie, vine cu un alimentator ce poate fi legat la priză. Cântarul permite conectare, are o mufă de alimentare și o mufă de conectare serială, ce permite conectarea acesteia la case de marcat sau la calculator. De asemenea, are un suport de plastic ce permite montarea cablurilor cu acest suport pentru o ergonomie mai bună. Haideți să punem și în priză, să îi facem și o probă, să vedeți cum funcționează. Un indicator de nivel pentru funcționare cât mai precisă trebuie să fie la nivel cu acest indicator. De asemenea, pentru acest lucru vă ajută și picioarele reglabile în cazul în care suprafața pe care o puneți nu este perfect plan. Tastatura este foarte simplă, are câteva butoane, un buton de pornire. Odată ce îl porniți, el își face un simplu test de verificare și apoi pornește. Un buton de revenire la 0, în cazul în care greutatea indicată nu este perfect 0, se apasă acest buton și două butoane pentru setarea tarei. Pentru a folosi această funcție, puneți pe cântar ambalajul, se apasă butonul T pentru înregistrarea greutății și pentru a seta funcția de tară se apasă al doilea buton. Odată ce ridicați greutatea, el vă pune cu minus. Pentru a dezactiva această funcție, se mai apasă odată primul buton. Acest cântar vine cu două scale de cântărire. Una de la greutatea minimă de 40 de grame până la 6 kg, în care cântărește în pași de 2 grame și vă este indicată pe primul indicator de aici. Ce depășește 6 kg până la 15, măsoară cântărește în pași de 5 grame. De asemenea, al treilea buton este pentru programarea diverselor funcții. De exemplu, se poate dezactiva iluminarea display-ului, se apasă acest buton, acesta și apoi acesta și aveți aici, vă scrie light și are câteva valori. 0, 1, 2, 0, 1 sau 2. Acest cântar este foarte util pentru magazine ce cântăresc produse la casă. Așa cum am spus, se pot poate conecta fie la casa de marcat la calculator sau chiar și independent. Acesta este cântarul, găsiți în oferta Magister Software.